La aproape 5 zile de la tragedia petrecută în centrul municipiului Reghin, un grup de tineri a inițiat un marș împotriva violenței. A fost modalitatea celor care îl cunosc pe Sergiu Ardelean de a atrage atenția opiniei publice și autorităților, în scopul de a se crește siguranța stradală. Demersul pleacă de la incidentul de sâmbătă dimineața, când tânărul, căruia apropiații spun chinezul, a fost atacat cu cuțitul de unul dintre cunoscuții săi în vârstă de 17 ani. Loviturile i-au provocat hemoragii care l-au lăsat aproape fără sânge. În ciuda intervenției medicilor, Sergiu a ajuns în stare foarte gravă la spitalul de urgență din Târgu Mureș. Se află în comă, iar doctorii au decis amputarea unui braț pentru a-i crește șansele de supraviețuire. În timp ce organismul său luptă pentru viață, prietenii săi au decis să lupte împotriva violenței, așa că aseară a avut loc un marș prin municipiu. De ce ați dorit să organizați acest marș? În primul rând, în semn de solidaritate față de Sergiu și pentru că dorim să ne simțim în siguranță în orașul nostru. Îl cunoști pe Sergiu? Da, am copilărit împreună. Ce părere ai despre întâmplare? Un eveniment tragic pe care toți cred că nu există om din Reghin care nu îl regretă și sperăm să se facă bine. Ce se știe despre starea lui Sergiu? Este într-o stare destul de gravă, este într-o comă indusă deocamdată. Are o mână tăiată, mâna dreaptă. E nenorocit pe viață, oricum. Care este mesajul vostru pentru cei din Reghin? Să fie mai atenți, să lasă discoticile deoparte, să n-aibă dușmani, să nu poarte ură pe nimeni, să fim cu toți prieteni. Dacă se leagă cineva de ei sau... Să evite, să nu bagi în seamă, să nu iei în considerare ce te înjură, lasă să te înjuri, te duci în treaba ta, că nu te ojigni cu nimic că te înjură. Aceste discoteci pot deveni un spațiu în care să te distrezi cu adevărat, să nu se ajungă la tragedie. Exact. Dar acum, în ziua de astăzi, nu numai aici, în orașul ăsta, nu mai există așa ceva. Jos violența! Sergiu, nu uita, noi suntem de partea ta. Vrem dreptate! Acestea au fost câteva dintre îndemnurile rostite de participanții la marș. Tinerii au pornit din fața poștei la ora 19 și au ajuns pe rând în apropierea locului unde s-a produs tragedia, la locuința lui Sergiu din Unirii și la biserica din cartierul său unde preotul a rostit o rugăciune. Marșul și lozincile nu i-au lăsat indiferenți petrecători. Cei care îl cunosc pe Sergiu, dar și alții care doar au auzit de incident, speră să fim ocoliți de alte asemenea tragedii. Dumneavoastră, știți mai ce este acest marș? Da, știu. Și le mulțumesc tinerilor că au făcut acest gest. N-am cuvinte. Am emoții extraordinare. Credeți că un asemenea demers este suficient? Nu cred, dar e bine că s-a făcut și acesta. Demersul a fost sprijinit și îndeaproape urmărit de Poliția Reghin, Jandarmerie și Poliția Locală. Autoritățile și-au arătat astfel cooperarea pentru creșterea siguranței publice, un deziderat la care și tinerii își pot aduce un aport substanțial. Am colaborat foarte bine cu organizatorul și cu oamenii de ordine desemnat de către acesta. Sper ca toți tineri, cel puțin numai cât au fost aici să înțeleagă și prin rețelele de socializare gen Facebook, cum s-au și adunat, să perpetueze starea asta de liniște și de siguranță, nu de violență. Autoritățile nu exclud ca tragedia să se fi putut evita dacă era vorba de un conflict mai vechi care ar fi trebuit să le fie adus la cunoștință și astfel se puteau lua măsuri la timp. Tocmai de aceea, oamenii de ordine publică solicită să li se adreseze toți cei care se simt în pericol, ori dețin informații cu privire la comiterea unor ilegalități, cum ar fi port ilegal de armă albă, amenințări, ultraj contra bunelor moravuri și altele.